domnule premier, cum vi se pare că se merge pe autostradă și cum de această vizită inedită? Anul trecut am deschis segmentul de la Sibiu și am fost foarte supărat că acesta nu era gata din cauza problemelor tehnice cu alunecările. A fost o discuție lungă, apropo și de soluția tehnică și de prețul suplimentar. Din fericire, compania care a lucrat aici s-a ținut de cuvânt și noi ne ținem de cuvânt în sensul că am pus la dispoziție toți banii. Și acum, între Sibiu și Deva, nu mai trebuie să mergi pe autostradă, te dai jos pe drum, iarăși te urci pe autostradă, se merge direct și așa cum e în Occident. Iar faptul că se termină și Nădlac-Arad, faptul că la anul viitor Lugoj-Deva, la care se lucrează, e gata și acum un ministru a semnat ultimul lot de la Sebeș-Turda, practic până la Cluj, să fie autostradă, înseamnă că cel puțin în Transilvania rețeaua de autostrăzi nu mai e doar pe hârtie, ci așa cum o puteți filma, e adevărată. Iar acum însă, preocuparea principală a viitorului guvern, pe care eu îl voi sprijini, va fi aceea de a lega Transilvania, care iată are autostrăzi, de a o lega de Moldova și de Muntenia, pentru că altfel nu facem decât să izolăm mai mult regiunile și de aceea Brașov-Bacău, Comarnic-Brașov și Sibiu-Pitești sunt esențiale de pornit în primăvara anului viitor. Mulțumesc, domnule ministru, și-a consumat mulți nervi și multă energie, dar cred că e un lucru important. Și îl felicit și urez succes în continuare lui și tuturor celor care au pus umărul.